încă de la primele ore ale dimineții, copiii care învață la școala din localitatea Șoimuș s-au apucat de plantat arbori. Micuții au fost atent supravegheați de cadrele didactice și de reprezentanții ocolului silvic. Aceștia din urmă le-au explicat cum trebuie să procedeze. Uitați, asta e rădăcina. După cum știți, rădăcina, tulpina și partea cealaltă arborului din sus, unde se face coroana și crește. Din asta, în viitor, noi o să avem material lemnos. Dacă îl grijim, dacă nu, nu o să avem. Să-l plantăm, noi trebuie să facem o groapă. Ce presupune această groapă? Prima dată se îndepărtează materialul din zona respectivă unde se va face groapa. Iarba, resturi ce sunt, să putem să săpăm groapa. Cei aproape 20 de arbori le-au fost puși la dispoziție de ocolul silvic din Simeria. Astăzi plantează stejarul roșu american. Am adus o specie foarte frumoasă aici, pentru că nu este chiar pretențioasă și terenul nu este, are și piatră multă în el. Și le-am arătat tehnica cum să face vatra 60x60, groapa în funcție de colet și copiii au fost foarte receptivi. Acum la început o să plece un pic mai greu, dar în 2-3 ani, 4 o să se ridice și așa cum le spuneam copiilor, generațiile următoare o să bucure de ei, de umbra lor. În cadrul săptămânii școală altfel desfășurăm programul național Să protejăm natura pentru viață, program prin care îi îndrumăm pe elevi să protejeze și să respecte natura în permanență. Ne dorim să înfrumuseteze spațiile verzi din curtea școlii și din împrejurimi. De asemenea, este important ca ei să cunoască rolul și impactul naturii în viața lor. Primăria comunei sprijină astfel de acțiuni care învață pe cei mici cât de importantă este natura pentru sănătatea și viitorul nostru. Școala din Șoimuș s-a pregătit special pentru a planta niște pomi în comună, pentru că știți că acela este om care plantează un pom. Și eu cred că copiii din Șoimuș vor avea un viitor deschis, eu voi fi alături de ei permanent, orice fel de acțiune va face școala, voi fi deschis pentru ei și mulțumesc cadrelor că se ocupă în special pentru a proteja natura și a crea noi spații verzi, pentru că vedeți că verdeața înseamnă sănătate. Copiii au fost bucuroși că au avut ocazia să planteze arbori, mai ales că este pentru prima dată când fac acest lucru. Prima dată când plantez un arbor? Da. Cum ți se pare această acțiune? Frumos! Vei mai planta și de altă dată? Da. Să ai grijă de arborele pe care îl plantezi acum? Da. Cum ți se pare această acțiune? De ce este important să plantăm arbori? Pentru că va fi sănătos, va da aer curat. Da. Cadrele didactice, dar și autoritățile locale promit că astfel de acțiuni, care au rolul de a educa copiii să protejeze natura, vor mai avea loc și pe viitor. La Școala Generală din Comuna Șoimuș învață în prezent 140 de elevi.